Da, din nou în direct pentru partea a doua emisiunii. Invitatul nostru se lasă așteptat. Asta nu înseamnă că nu a ajuns deja, este în zonă, dar rămâne așa cum ne-am înțeles inițial și cum am înțeles cu totul și cu totul altceva. De la și jumătate ne vedem. Ok. Continuăm așadar răsfoirea presei locale. În cadrul matinalului nostru, până acum am povestit câte știunele, au mai rămas multe altele. Spre deosebire de ziua de ieri, când mi s-a părut că totul a fost așa destul de străveziu în ceea ce privește contentul știrilor, astăzi avem material. Obiectivul, cel puțin, trage așa un serios semnal de alarmă și spune așa: Foresta s-a încurcat iar în hârtii și nu primește încă bani de la primărie. În cadrul ședinței de acordare a fondurilor nerambursabile de către Municipalitatea Suceavană și asociațiile și organizațiilor din oraș, proiectul depus de Foresta nu a fost considerat eligibil, licitația urmând a fi reluată peste 2 săptămâni. Ce-o fi însemnând asta? Că-i gata, că nu-i gata, că... Conform declarațiilor primarului Ion Lungu, singurele asociații care au îndeplinit toate criteriile de eligibilitate au fost Arcanul și Asociația de Artă și Umanitate Suceava. Arcan. Sună bine. Asociația de Artă și Umanitate Suceava. Da. Și mai bine. Sună bine. Asociația de Artă și Umanitate Suceava. Lucrez la televiziune, n-am auzit de ăștia. Deci n-am auzit. Dar, domne, au făcut actele cum trebuie. Da? Că asta e în România. Te acoperi de acte cât de hârtii, cât trăiești de pământ după ce mori. Echipa de fotbal Foresta, ca de obicei, s-a încurcat în hârtie și nu a reușit să depună dosarul complet pentru a întruni toate condițiile de eligibilitate care i-ar fi permis să beneficieze de finanțarea acordată de primăria Suceava. Unele dintre proiectele depuse nu au fost eligibile și aici mă refer în primul rând la activitatea la fotbal. De asemenea, mă refer și la alte activități. La fotbal nu s-a adjudecat, la rugby urmează a doua rundă. A fost eligibilă oferta, dar dacă nu sunt două oferte, trebuie să vină o a doua licitație. Aha. De asemenea, pe cultură s-a judecat numai de către Asociația Culturală Arcanul și cealaltă au avut încă un partener, așa cum prevede legea, ca să se facă selecție. Deci, pe românește, astăzi s-a judecat doar la Asociația Culturală Arcanul, care va primi 4.500 de lei pentru proiectul promotor real al municipiului Suceava. Și de Asociația Artă și Umanitate, care va primi 10.000 de lei pentru expoziția Semn și Mesaj Dialoguri Culturale. Sună bine. Nu bine, sună foarte bine. Deci Semn și Mesaj Dialoguri Culturale. La fotbal nu s-a adjudecat. La rugby mai trebuie avut încă o selecție și la cealaltă la fel. Nu s-a adjudecat sau nu au fost depuse oferte. La fotbal deocamdată nu a fost nicio ofertă eligibilă, nici a celor de la Foresta, nici a celor de la Juniorul. Vor relua licitația în 2 săptămâni și sperăm să vină cu oferte eligibile la a doua licitație. În aceste condiții, singura șansă pentru echipa de fotbal a Suceavei pentru a-și continua existența este ca în cel mult 2 săptămâni să-și pună la punct oferta pentru a putea beneficia de sumele acordate de primărie. Oare mai apucă 2 săptămâni? Nu știu, întreb și eu așa. Oare mai apucă? Asta nu înseamnă că... știu că multă lume poate s-ar grăbi să dea cu parul, cu piatra, să ridice mâna împotriva primăriei. Dar își asumă cineva să dea bani ilegal? Nu. Fie vorba între noi. Eu nu mi-aș propune așa ceva, iar cei de acolo pare să că... Nu pare să... E un lucru că se poate declara. În baza unei documentații proaste nu pot să-ți dau bani. Nu prea înțeleg cum s-a putut ajunge în acest stadiu, și anume acela că nu s-a făcut documentația, că nu a fost în regulă.
în condițiile în care discutăm de o experiență de ani de zile, în primul rând, da? Adică nu mai e de azi, de ieri. Nu e prima oară când echipa de fotbal, că se numește Foresta, că s-a numit Rapid CFR, a depus proiectul la primărie, da? Și te uiți, cam ce trebuie? Pam, 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 pam. Iei documentele pe care le-ai avut și anul trecut, nu? Pam, 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 pam. Te uiți, ce e în plus? Asta și asta. Deci nu prea înțeleg cum s-a întâmplat lucrul ăsta. Adică ori e reavoință din partea cuiva, și când spun acest lucru mă gândesc în primul și în primul rând cineva din cadrul clubului, păi altfel cum să fie? Ori nu s-au informat corespunzător, pentru că la o chestiune de genul acesta ceri. Dom'le, cum arată caietul de sarcini? Da, și îți dă caietul de sarcini. Păi ți-a dat caietul de sarcini, te uiți acolo. Sarcina 1, sarcina 2, sarcina 3, sarcina 4. Și le bifezi pe toate cu ce ai de completat. Deci ori e cineva rău intenționat în cadrul clubului, ori să nu fie cu bănători, e cineva prost, de-a dreptul. Altfel cum? Cum se poate întâmpla să nu depui toată documentația? Adică singurii care au prins, care au îndeplinit toate criteriile de eligibilitate, sunt cei de la Arcanul. Sunt foarte curios de replica, de ce au să ne comunice cei de la Foresta. Cei de la Foresta care, cine mai e pe acolo? În curând nu mai e nimeni. În curând o să intre iarăși sau o să fie din nou Bogdan Tudoreanu inclusiv pe teren. Păi, nu vă supărați. Cum a dat un pic de greu și cum era normal să se întâmple să mai fie și perioade mai dificile, s-a dus tot proiectul la Foresta de care ne se vorbea acum niciun an de zile. Da? Să nu mă acuze cineva că iau partea primarului în atare situația, dar mi-aduc aminte foarte clar. Omul a avertizat la bun început, când a pornit acest proiect, că de ce a avertizat? Deci performanță în fotbal doar cu banii de la primărie nu se poate face. Deci trebuie atrași investitori, trebuie atrași și alți oameni. Primăria are anumite capabilități din perspectiva asta. Că alții poate au alte capabilități și alți bani și alte povești, este cu totul și cu totul alte discuții. Dar între timp am auzit niște deranjuri pe la Baia Mare, pe la Ploiești, prin alte părți, drept pentru care, nu știu, cel puțin în cazul de față ar trebui să fim doar foarte atenți la ceea ce se întâmplă, atât și nimic mai mult. Da, e o problemă, să vedem dacă până la urmă lucrurile se vor așeza cât de cât corect pentru sportul sucevean. Și aici, evident, că începem discuția cu fotbalul. Sucevenii oricum sunt încrezători în perspectiva partidei la Brăila. Ieri a fost conferința de presă la fotbal. Dar încă nu știau că Foresta s-a încurcat în hârtii. Păi ce mai? Ai meciul ăsta în deplasare, unde, din ce am înțeles, toate sunt asigurate. Da? Dacă din zona aia investitorilor nici măcar investitori, pentru că dacă ar fi investitori, aceștia ar avea și responsabilități. Lumea se ferește să aibă responsabilitate din perspectiva asta. Sunt unii care mai vor să ajute. Da, deci pur și simplu, sunt oameni, cunosc personal, care sunt pentru sport. Dau. De unde au, de unde n-au, din profitul pe care reușesc să-l strângă, dau pentru sport, de regulă. Dar, cum să vă spun, dai, da, așa, ori dai la un colț de stradă la nu știu care, e cam aceea, sau i-ai pierdut din buzunare cam tot aia. Pentru că așa e legislația în România. Din punctul meu de vedere, e proastă. De legislația
nu este pentru sport, ci este o lege a sportului. Da? Deci nu este o lege pentru dezvoltarea sportului. Este legea sportului. Cu alte cuvinte, nu e ceva în regulă. Și asta supără foarte mult. Iar în cazul de față, după cum vă spuneam, din ce știu, pentru meciul de la Brăila, unde jucăm în următoarea etapă, avem, adică totul e pregătit, totul se va întâmpla. Asta e sâmbăta asta. Pentru etapa următoare, când teoretic ar trebui să jucăm acasă, nu știu, om trăi și om vedea. Dar acum să vedem dacă nu cumva vom asista și la o reacție chiar în această sâmbătă. Partea cea mai proastă în toată ecuația asta, pe care eu personal n-am să pot să o înțeleg, este suita de 14 meciuri sau câte au fost fără victorie în Liga a doua. Deci după un început foarte bun, o cădere foarte, foarte proeminentă. Chiar și frați să fi fost, până la urmă existau multe certuri. Îmi pare rău că antrenorul Cristi Popovici s-a despărțit de echipa noastră în atari situație. Concret, personal încă nu l-am sunat, dar am înțeles că nu discută. Cel puțin asta a fost reacția față de unul din colegii mei. Dom'le, nu discut decât prin intermediul avocatului. Deci cu Suceava nu mai discut decât prin intermediul avocatului. Ori cred eu că nu e normal să se întâmple lucrul ăsta și sunt convins, la cât am început și cât l-am cunoscut pe antrenorul Cristi Popovici și cât l-am văzut, unul dintre cei mai buni antrenori din Liga a doua din România, nu cred că era normal să se întâmple lucrul ăsta. Da, din păcate, uite că s-a întâmplat. În fine, trebuie să spunem, dacă toți suntem la acest capitol, că suceveanul Longher, Alexandru Longher, a debutat sub tricolor. A fost convocat în premieră la echipa națională de juniori Under 17 a României, care în această săptămână a disputat două meciuri amicale împotriva reprezentativei similare a Danemarcei. Ambele partide disputate la Centrul Național de Fotbal la Buftea s-au încheiat cu victoria nordicilor. Da, mai bine nu terminam articolul. Antrenorul Sandu Tăbârcă a decis să le acorde tuturor celor 22 de jucători convocați minute, astfel că Longher a fost folosit titular în meciul al doilea, care a avut loc ieri, la finalul căreia Danemarca s-a impus cu scorul de 3-1. Bă, dar ce mănâncă danemarcezii ăștia, mă? Ce-or fi mâncând, mă, danemarchezii? Longher este legitimat în prezent la grupele de juniori ale clubului Dinamo București, acolo unde a ajuns în anul 2013, transferat fiind de la Sporting Suceava. Alexandru este considerat unul dintre cei mai promițători tineri fotbaliști ai generației sale și evoluează pe postul de mijlocaș. Ceea ce nu mai spune Gabriel Tudărașcu e că la momentul la care s-a întâmplat legitimarea lui către Dinamo București, deja trăgeau mai mulți de el. Pentru că l-au văzut și au simțit că are cu ce copilul. Noi ne bucurăm că e de-al nostru și să știți că nu e nicio coincidență. Este băiatul lui Gervazen Longher, fostul deputat de Suceava, fostul deputat al minorității polone de Suceava. Tot la capitolul fotbal, transferul lui Deac la FCSB a picat, da? Acum am înțeles, dacă pronunți Steaua pe televizor, da? Ce? Că se supără, îți dau amendă sau ce? Dar am citit un banc, fai atât de bun, unde e Neaghiță? Băi, unde e Neaghiță? Dați-mi-l pe Neaghiță. De fapt nu-i banc, dar era pe Kamikaze sau pe Times New Roman. Da? Ci că după eșecele alea, știi, cu cine au avut? Naptus Perlag. Da? Și au mai luat bătaie și de la Dinamo Tirana sau care... mai e ce lapsus am... Ci că după cele mai îngrozitoare eșecuri pe care le-au avut ăștia vreodată, da? Hiper FB. Ce-i asta, mă? Bă, voi sunteți nebuni.
Vă mâncăm fân. Deci după cele mai îngrozitoare eșecuri pe care le-au avut vreodată, când i-au bătut mă pe scare, așa, așa, Dinamo a mai reușit o mega performanță. A fost învinsă de o echipă înființată de 3 zile. FCSB-ul. Era cu 3 zile înainte înființată. Da, ne-a mai revenit așa roșața în obrăjuri. Oricum mare tâmpenie asta cu FCSB-ul. Deci mare tâmpenie. Oricât ar dau unii și oricât ar povesti... nu m-am implicat absolut deloc în povestea asta. Dar... și probabil nici de acum n-am să o fac. Dar niciodată nu am fost extaziat de Gigi Becali. Deci nu m-a extaziat omul. Dar oricum are niște merite mult mai mari. Iar FCSB-ul actual este fosta Steaua, da? Adică e continuarea lui Steaua. Orice vrăjele ar veni, Talpani, cine a mai veni, Dugani, Truscani, cine mai apare. Deci să fie un lucru cât se poate de clar. FCSB-ul actual este continuatorul Stelei. Atâta, doar că niște unii s-au lăcomit și au nevoie de bănuțul lui Gigi. Bă, cine are bani? Bă, ăla. Păi normal, nu bați la ușa la care nu se deschide niciodată. Nu încerci să faci afaceri cu unul care vezi că are pantalonii cârpiți în fund, nu? Deci, nu-l dai în judecată pe unul care are o colibă de aia de chirpici. Nu, îl dai în judecată pe ăsta că vezi că are palat, că nu știu ce, poate. Poate ți iese ceva. Adică, ia să vedem noi ce putem să câștigăm noi de aici. Că, slavă Domnului, mintea odihnită o avem. Eu așa știam că era în mintea odihnită. Deci cu ăștia n-ai ce să te pui. Și acum bineînțeles că s-a ajuns într-un moment în care în curând va face odată plici, da? Mie îmi place să judec toate chestiunile pe evidențe. Eu sunt stelist de mic. Pe cale de consecință țineam cu toate sporturile, tot cu Steaua, da? Deși fotbalul era ăla care m-a interesat. Dar uite, așa ajungeam să țin și la polo, dacă se poate. Deci atât de bune au și atât au gestionat sportul clubul Steaua, încât de la nicio ramură sportivă. Deci la handbal erau wow. La fotbal erau... Da, deci fotbal. Ok, fotbalul l-au pierdut că profesioniști, că nu știu ce și vor ei să-și facă. Da, deci handbalul zvarză. În sfârșit am bătut și noi anul ăsta. L-am văzut echipa. Păi sunt după noi în clasament. La basket, hockey mai există? Deci toate sporturile le-au dat cu ăștia în gardă, ei vor să facă fotbal. Adică de ce armata ar face altceva decât pentru ce are treabă și e menită ea? A? Pun și eu așa o întrebare pentru domnul Talpan. E la clubul sportiv al armatei. De ce nu își văd oare unii oameni de treabă? Nu știu. Bucovina-Rădăuți se impune în derby și mai face un pas spre titlu. Echipa noastră din Suceava, care a ajuns acum la 47 de puncte, 39 are urmăritoarea, și care anul acesta, îndrăznesc eu să spun, că va reuși promovarea în Liga a treia. Daniel Bălan, formația lui Daniel Bălan s-a impus cu scorul de 2-0 în meciul cu Progresul Frătăuții Noi. Păi stai aici, scrie prugă. Da, este? Fii atent. Deci, vină un pic la ghiță. Deci este așa. Spune că liderul autoritar al Ligii a 4-a și Progresul Frătăuții Noi, că ieri s-a jucat ieri, la mijlocul acestei săptămâni, pe stadionul municipal din Rădăuți, s-a jucat meciul ăsta între echipa locală Bucovina și liderul autorității și Progresul Frătăuții Noi. Dacă ne ducem în clasament, găsim Progresul Frătăuții Vechi pe locul 2. Frătăuții Noi nu-i mai găsesc. Drept pentru care eu personal sunt într-o ceață totală. Nefiind convins dacă meciul poate fi omologat. Că oamenii poate ori fi jucat, dacă au jucat cu Progresul Frătăuții Noi și în clasament ei fac parte în campionat în care e Progresul Frătăuții Vechi? Deci nu se pune.
Așa că mai e o șansă, pentru că altfel echipa e distanță. Oricum, eu îndrăznesc să dau un pronostic că echipa din Rădăuți anul următor va juca în Liga a treia. Știu grupul de acolo, știu cam ce se poate. Cred că până la finele anului ăsta vor fi reîntregiți ca întreg staff și lucrul ăsta nu poate fi decât bun pentru toată lumea. Pâinea s-ar putea scumpi cu până la 10% în această perioadă. Tam, tam. Dam ce... Da, e și asta o variantă. Dacă tot au crescut pensiile, ce? Chiar nu le pasă la nimeni de... Da, deci pâinea s-ar putea scumpi cu până la 10% în această perioadă. Spuneți-mi, vă rog frumos, știu că multă lume postește. Dar am văzut la un moment dat un titlu alarmant pe un din posturile alea care e mii de prin București. Bă, dar alarmant! Carnea de porc scumpește cu 30%. S-a scumpit cu 30%? Nu. Dar oricum ai postit, adică... Nu? Da, eu n-am mai ajuns, adică nu mi-am propus, n-am ajuns în dreptul cărnii de porc și n-am remarcat lucrul ăsta, dar era alarmant. Gata, de la întâi carnea de porc cu 30% mai scumpă. Aoleu, păi ăștia au mărit pensia cu pensia, pensia și salariul cu... Tu scumpești carnea de porc cu 30%? Adică degeaba s-au făcut toate aceste măriri. Sau tocmai asta era schema. Deci, știre, pagina 5, obiectivul de astăzi, pâinea s-ar putea scumpi cu până la 10% în această perioadă. Ha-ha, să vedem ce va fi cu cozonacul, cu pasca, cu patiserii ies pe piață cu 5 milioane de bucăți de pască și 7,5 milioane de cozonaci. Eu sunt foarte curios cum i-au numărat ei. E știrea lui Ager Press. Da? Preluată în mod corect de către colegii de la Obiectiv. Deci, 5 milioane de bucăți de pască, 7,5 milioane de cozonaci. Da. End of story. Păi da, una tare de tot la capitolul inventivitate. Asta îmi plac mie. Deci, traficanții de țigări. Dom'le, nu știu. Jos pălăria. Jos pălăria pentru metodele pentru care le inventează, pentru tertipuri, pentru și așa mai departe. Am văzut, acum vreo două săptămâni le-au ascuns în cutii de bomboane, nu? În tot felul de... În cutii de cafea, deci erau... Mai striveau un pic țigările. Ce mai contează că e un pic strâmbă? Nu contează. Fac, frumos. Acum au venit cu țigări de contraband. Țineți minte, în Bușteni aduceau. Adică, domne, ce a lor e a lor. Doi indivizi din Udești aveau ascunse în microbus, printre saci cu ceapă, 12.000 de pachete, 12.500 de pachete cu țigări de contrabandă. În cele din urmă, cei doi cetățeni din Udești au fost și reținuți de polițiști. Unul are 25 de ani, unul are 49 de ani. În urma cercetărilor făcute s-a constatat că în interiorul vehiculului se aflau mai mulți saci cu ceapă, sub care a fost găsită cantitatea de care vă vorbeam, cu țigări de proveniență duty free. Pe, oameni buni, dacă scrie duty free pe ele, păi stai așa dacă... Duty free. Ce înseamnă duty free? Fără taxă. Oamenii au venit cu țigări... Le-au cumpărat din... Cum se cheamă? Din shop, din... Deci nu... Păi asta nu-i contrabandă. Așa, de ea reținut. Întreaga cantitate de țigări a fost ridicată în vederea continuării cercetărilor. Oamenii pot spune, hopa, da, las că plătim acciza. Bine, mai plătești încă o dată țigări. Șoferul microbuzului, precum și pasagerul său, au fost reținuți pentru 24 de ore, urmând ca dosarul să fie înaintat judecătoriei Suceava cu propunerea de arestare preventivă pentru o perioadă de 30 de zile. Prejudiciul estimat de polițiști este de 137.000 de lei. Eu nu pot să cred. Deci 12.500 de pachete țigări. Asta cât înseamnă? Ori cât or fi dat ei pe țigări? A? Știe cineva? Nu știe nimeni. Deci hai să punem așa. Deci 12.500... Și mulțim cu, cu cât s-or vinde pe astea, dacă erau de duty free, deci de alea mai bune, se dau cu 8 lei pe piață, nu? Deci, dacă se dau cu 8 lei, poate au plătit 5 lei pe ele, ori 5 lei.
Da? Deci i-au dat 62.000 de lei. 62.000 împărțit la 4,5. Da, mă, de 62.000. 62.000 a zis? 62.000. Împărțit la 4... 15.000 de euro, mă? Băiete, adică au dat niște bani. Dar prejudiciu l-au calculat la 137.000 de lei. Cam e o țără de prejudiciu, dar de unde au avut 10.000, mai dai încă 10.000 ca să scapi de prejudiciu, știi, să dai, să plătești prejudiciu și după aia umbli liber, nu? Plătit repede ca să nu se supere statul român și uite cum s-a făcut un ban cinstit și mai curând îi lecuiești pe alții. Deci mai curând e lecuit după ce ai de plătit o amendă de aia de pe tine, da? Decât dacă îl mai bagi pe la pușcărie, pe nu știu ce, hai că 30 de zile e prea mult, îi dă drumul mai repede și gata. Băiatul ce zice? Mă duc a doua oară. Din trei încercări, dacă mi iese una, mi-am scos banii și de pe primele două. Două săptămâni la mititica, la răcoare, parcă n-ar fi o problemă. Dar ea pune-l să scoată bănuțul din buzunar, liniștește-l pe o perioadă mai lungă de timp și s-ar putea să... Cred că trebuie regândite puțin lucrurile astea. Da, în fine. Mai interesant este, spre exemplu, ce s-a petrecut la Preutești, acolo unde o tânără și-a reclamat sora că i-a furat un televizor din casă. Să zică mersi că nu i-a luat like-urile ca lui dansatoarea, da? Pentru că ajungi până la șefii de la Facebook ca să-ți recuperezi asta. Până una alta, s-ar putea ca până săptămâna viitoare Petruța de 21 de ani din Leucușești, comuna Preutești, să se împace cu sora ei de 19 ani din aceeași localitate și să constate că, de fapt, am împrumutat doar televizorul în valoare de circa 300 de lei. Cred că era mai valoros peștele de pe televizor, la 300 de lei, nu? O fi fost un smart CRT. Da, mai luăm un rând de publicitate, după care venim cu partea finală a emisiunii de astăzi. Dormea. Fii atent, dormi, Cătălin. Păi da, mă, tu vorbești acolo, n-ai decât. Na.